Pentru a evita aglomerația care de regulă se întâlnește încă din primele săptămâni la casieria primăriei, unde se achită taxele și impozitele locale, începând din acest an, s-a introdus sistemul de plată cu cardul a acestor obligații fiscale. Nu am avut probleme deosebite, nu a existat nici o aglomerație excesivă, probabil și din cauza timpului nefavorabil. Și dacă tot m-ați întrebat de POS, vă spun că în prima săptămână s-au făcut deja primele 30 de încasări cu acest sistem electronic de plată. Deci, cred eu că este un sistem util. Și în perioada următoare, cred eu că va exista o aglomerație ceva mai mare. Asta și datorită faptului că s-au plătit pensiile la sfârșitul săptămânii trecute. Și cum știm că pensionarii sunt cei mai corecți și printre primii care își achită dările către stat, ne așteptăm în perioada următoare să existe o creștere din acest punct de vedere. Dar, de asemenea, foarte mulți dintre pensionari își primesc pensiile pe card, drept pentru care îi invităm să vină direct cu cardul, astfel încât să poată efectua plata impozitelor și taxelor locale. Pensionarii, ca și alți romașcani, preferă să-și plătească integral impozitele până la 31 martie pentru a putea beneficia de diminuarea cu 10% a obligațiilor fiscale respective.